următorul meu invitat este tot un fost participant la România au Talent, care a câștigat în 2013 și un loc 3. În opinia mea ar fi meritat locul 1. Știți cum se spune de fiecare dată înainte să vorbești în public? Trebuie să vorbești tare, ca și cum ai fi mâncat înainte. Trebuie să ai energie, trebuie să ai amplomb. Eu mă simt prost de fiecare dată pentru că eu știu că vorbesc încet. E bine, următorul nostru invitat nu mă va mai face să mă simt atât de prost, pentru că el nu își va mișca buzele. Este vorba despre primul ventriloc român, Eduard Andrei Sandu, pe care îl chem alături de mine, împreună cu invitatului special care va vorbi, nu știu acum dacă mai tare sau mai încet decât mine, Nea Alecu. Cineva? Acum, da? Bine, puteți opri muzica? Bună seara și bine v-am găsit! Eu sunt ventriloc, după cum ați auzit. E prima oară când o fac business, așa? N-a fost decât la petreceri în general. Acum o să încerc să vă descrețesc așa frunțile, să zicem, după atâtea cifre și reclame și nu știu ce. Eu o să încerc să vă descrețesc frunțile, chiar dacă a fost Black Friday, o să încerc să nu vă dau niște glume ieftine, o să vă dau gratis, ca să fie așa în trend. Cum spuneam, eu sunt ventriloc și pentru că ventrilocul de obicei asta face, vorbește fără să-și miște buzele, când îmi încep spectacolul, când nu trebuie să atrag atenția ca acum, ventrilocul începe și face așa. Bună seara! Mă numesc Eddie. Test. 1, 2, 3. Nu merge. La dracu. Bineînțeles, nu e nicio problemă cu sunetul. De obicei, imediat cel de la sunet își face. Eu fac asta. Nu e niciun efect. Mai fac și așa. Hello, 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 hello. Și iarăși nu e niciun efect. Tot eu fac asta. De multe ori, când am fost la televizor, lumea n-a crezut. A crezut că totul e pe, a crezut că e pe bandă. Dar în seara asta, ca să vă convinc că nu e pe bandă, am să mișc foarte puțin buzele, ok? Așa că o să vă rog să-l aplaudați pe prietenul meu, Nea Alecu! Hai mă, ieși de ce? Ia mai toarnă-mi tăhărel, să-l-am de șelinițel. Ia mai toarnă-mi culiță, că să-ți bat nu sunt fetiță. Ole! Ce? Dar ce e aici, mă? Înmormântare? Nu e înmormântare, Nea Alecu. De ce zici asta? Păi uite-mă acolo, eu uite un preot, nu vede, l-am îmbrăcat în negru și cu barbă. Păi nu-i preot. E cum nu-i preot, nu vezi care barbă? Păi da, ți-am zis, nu-i preot. Păi dar de ce e îmbrăcat în negru? Păi, așa e îmbrăcat el în negru. În negru? Da, în negru. De rahat? Nea Alecu, vorbește frumos. Măi, ce e aici? Măi, vorbește frumos, nu vezi, uite câtă lume se uită la tine. Ah, da, uite câtă lume. Dar ce e aici, meeting? Jos, guvern, nu, jos, guvern. Alecu, nu e meeting aici. Dar ce, e nești de tot, dar gata, știu. Ole, 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 ole. Alecu, suntem la o ședință de comerț. Comerț? Dar de ce sunt drăgați ăștia așa negri? Ce, le-au murit vânzările? N-are cu terminul. Ia spune-mi, ce ai făcut de Black Friday? Ei, ce am făcut de Black Friday? Când ce am făcut? Am mers la biserică. Aveai doi să tuc două naște la trei de una. N-are cu terminul, gata. Cum spuneam aici, suntem... gata, știu unde suntem. Suntem, ia uite. Asta e întâlnirea alcoolicilor anonimi, nu-i așa? Nu. Uite, tot aici niște fețe cunoscute. N-are cu terminul. Noi avem un moment de făcut și tu ai venit în pijamale. Așa e. De ce ai venit în pijamale? Te simt un măi. Dacă găsi ce da, hap direct la culcare. Măi. Termină. Ce ne-a zis blonda aia de acolo cu ochelari? Măi. Lasă-o în pace. Știi ce ne-a zis? Măi. Termină. Ne-a zis să merg să mă duc cu ea. Măi. Nu ți-a zis asta. Da, ne-a zis. Măi. Termină, că nu ți-a zis femeia să se mișcă. Da. Măi. Termină, lasă-o în pace. O tachinez. Foarte bine. Și cine se tachinează și o trage? Măi. Cum spuneam, vorbește foarte prostii, foarte multe prostii. El e prietenul meu, Nea Alecu. Ce mă?
Ce? Prezintă-mă și tu pe mine. Dar cum? Cum te-am învățat? Am uitat. Zici tu, el e Eduard, cel mai cunoscut și talentat ventrilop. Ce ai zis, mă, că ești? Ventriloc. A, adică ești un fel de hipnotizator de ăsta, așa? Nu, măi, sunt ventriloc, fac lumea să râdă, uite, hipnotizatorul face lumea să adoarmă. Păi nu-ți văd diferența. Da, uite, vorbesc serios, eu sunt ventriloc și tu ești păpușa mea. Ce sunt, mă? Păpușa mea. Am față de gonflabilă. Măi, vorbesc serios, eu sunt ventriloc și tu ești păpușa mea, adică ce faci? Păi, uite cum am fac treaba. Aici de față cu toată lumea? Măi, gata, termină. Uite gazica aia, îmi place. Vrei să ieși cu mine în oraș? Măi, hai că termină, nu vezi care un bărbat alături? Vezi ce, dacă și eu am unul? Măi, poate lindiți în oraș, nu? Eu să invit un bărbat în oraș, da? De ce? Păi nu ești gay? Nu. Nu sunt gay. Și atunci de ce ai în mâna asta în statele meu? Scoate în mâna asta, de ce? Ți-am zis mai înainte, am mâna în spate pentru că sunt ventriloc. Așa nu e și n-am înțeles ce faci. Păi, uite, pentru că ți-am zis că tu ești păpușa mea, eu... Da, eu nu ești sănătos la cap. Nu, nu vorbesc serios. Eu sunt ventriloc și eu sunt psihologul tău. Nealec, n-ai înțeles. Nu mă înțeleg. Uite, eu vorbesc în locul tău. Asta chiar nu-i sănătos la cap. Da, vorbesc serios. Păi, de ce crezi că stau lângă tine? Deci am zis odată, ești gay? Nu. Nu, măi, fac asta pentru că vorbesc în locul tău. Măi, asta chiar nu-i sănătos. Măi, gata, termin-o. Hai să vorbim serios. Da, să vorbim serios. Uite ce-mi trage gagica aia. Măi, vrei să ieșim în oraș? Măi, termin-o, las-o în pace. Dar nu vreau să o las. Vrei să ieșim în oraș? Măi, ele că termin. Hai să continuăm să vorbim ceva despre tine. Zim ceva despre nevastă ta. Dar n-am chef, că mă doare capul. Păi, uite, hai că te pup eu și strece. Auzi, crezi că la hemoroizi funcționează? Măi, nu, hai să vorbim serios. E adevărat că ești căsătorit de 60 de ani? Da, e adevărat. Sunt căsătorit de 60 de ani, am trage gagica aia. Măi, vrei să ieși în oraș? Neale cu terminul. Hai că-mi place. Măi, oprește-te. Ia-mi, tu știi adevărat că distrezi oamenii? Da. Păi ce știi să faci? Uite, eu știu să limit de președintele țării, ăsta care încă mai e. Știi să limiți? Da. Ia imită-l. Ce faci, mă? Îl limit de președintele țării. Păi, dar văd că nu faci nimic. Exact asta face și el. Am înțeles, n-are cum. Cum spuneam, hai să povestim oamenilor. Ce să le povestesc? Că n-am chef. Vreau să dorm. N-am chef. Măi, n-are cum. Vorbește cu mine. N-am chef. Dacă îmi dai o gagică, măi, oprește-te. Bine, zi-mi, ce vrei tu să faci cu o fată? De cum ce să fac? Ce faci oricare bărbat? Da, dar vezi că la vârsta ta orice activitate sexuală poate să-ți fie fatală. E, asta e. Dacă moare, moare. Măi... Nealecu, se pare că nu ne înțelegem. Da, nu ne înțelegem, nu ne înțelegem, dar uite, ne tot întoarce gagica aia. Gata. Vrei să ieși? Nealecu, terminul. Hai să revenim la altceva, da? Hai să revenim la ce? Ești gay, nu? Măi, ți-a mai zis odată că nu? Hai să... E adevărat că ești căsătorit de 60 de ani, da? Da, sunt căsătorit de 60 de ani. Și cum e să fii căsătorit 60 de ani cu aceeași femeie? A, dar nu, mă, că nu e aceeași femeie. Că atunci eram mai tânără. Am înțeles, dar uite, spune-mi, după 60 de ani de căsnicie, când o vezi, mai simți așa... Ce să simt? Păi nu știu, mai simți fluturi în stomac? Acum simt doar gaze. Nealecu, nu-i frumos. Hai, spune la revedere oamenilor. Nu, măi, n-am chef, vreau să mai stau aici, uite, vreau să mă convin cu gagica aia. Măi, termină, ți-am zis, tu nu vezi, uite, tu vezi care-i bărbat alu, tu ți-am zis odată. Te lasă, măi, luăm și te el, facem un menaj atroa. Băi, terminu, gata. Dar n-am chef, vreau să-mi ies de aici, te lasă, măi, vreau să ies. Taci din gură. Dă-mi drumul de aici, măi. Termină. Dă-mi drumul de aici, am zis. Nealecu, te rog frumos să taci din gură. Dar n-am chef, vreau să găs ceva. Măi, termină. Ăsta a fost prietenul meu, Nealecu! Vă mulțumesc frumos și vă doresc documentare plăcută. O seară bună în continuare! Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult de tot!